chiar câteodată mă gândeam, vorbeam cu soția și cu colegii, uite, nu știu ce să facem noi, că situația dificilă, nu știu ce, tăți pleacă, să plecăm și noi psihotare, hai să ne facem documentele, ne-am făcut. Eu în anul 6 deja vând un copil, o fetiță, îmi puneam întrebarea unde să mă duc cu copilul și am spus o zi că cred că las eu chirurgie, mă duc la pediatrie, că vreau să am grijă de copilul meu, pentru că mai bine decât mine nu o să aibă nimeni. Unde e mama? 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 Eu? Serios? M-am străduit, adică să recomand părinților tot ce o să fac și copilului meu. Și de fiecare dată când ajunge vorba, când avem discuții cu părinții, da, dumneavoastră, copilului dumneavoastră i-ați da? Adică chiar recent am avut un părinte la Hâncești, adică era o problemă cu copilul și eu explic, așa tratament, așa trebuie să faceți, dar dumneavoastră, copilul dumneavoastră i-ați da? Zic, desigur, pentru că asta este o schemă de tratament verificată, este după un ghid, după un protocol, adică evident că o să-i da. Acum avem așa o relație dintre pacient mai liberală, mai democratică, adică când pacientul poate să apeleze la multe păreri, dar întotdeauna adevărul este unul și el nu depinde de păreri, ci ține de diagnostic și de tratament. Sunt așa mai situații mai conflictuale, părinți mai emotivi, când vin și fac așa niște replici mai puțin mai dureroase. Chiar câteodată mă gândeam, vorbeam cu soția și cu colegii, uite, nu știu ce să facem noi, că situația dificilă, nu știu ce, tăți pleacă, să plecăm și noi psihotare, hai să ne facem documentele, ne-am făcut, de fapt, toate cele care acte necesare pentru echivalarea studiului, le-am echivalat, adică cele 6 ani de studii, dar ce ține de decizia finală de a pleca, adică am dat-o așa mai într-o parte, totuși am așa o speranță și o încredere că spate de făcut la noi în țară, adică o medicină care să fie pentru toți utilă, de toți, spunem așa, respectată, adică adorată, care să inspire încredere și să fie lumea fericită și să nu aibă frică aceea că n-am unde să mă duc. Din punct de vedere material, am discutat cu colegii mai care ar fi suma, adică, ca să nu se ducă. Adică e variază, între 20 și 30 de mii net. Adică 20-30 de mii dacă ar avea, asta le-ar permite să-și achite, eu nu știu, o ipotecă în vreo 10 ani, dar nu în 25-30. Poate nici nu s-o achite cu 5-6 mii de lei salariu, nu poate să achite. La mine salariu e între 5-7 mii, adică la stat. Adică este un salariu care îți permite să acoperi cheltuielile de deplasare, comunale și alimentație. Și atât. Adică nu îți permit să plătești ipotecă, un credit sau perfecționări, să te duci undeva. Nu, pentru că perfecționarii costă 500 de euro, minimum. O stagiere costă și mai mult, 2-3.000 de euro. Adică un salariu de un an de zile trebuie să-l aduni ca să te duci la o stagiere. De atâta, eu consider că este insuficient motivat medicul din punct de vedere a remunerării, în condițiile de instituții publice. Văd că sunt mulți tineri care nu au marea dorință de a pleca, adică sunt mulți specialiști care nu vor să plece, vor să rămână, dar vor să știe pentru ce. Și atunci eu m-am gândit că trebuie să mă implic mai mult, nu doar pentru mine, adică să fac, dar să încheg un colectiv, să fac altceva care să permită tinerilor specialiști să rămână în țară și cred că asta o să realizez. Planurile sunt mari și ele se bazează pe încrederea, iarăși, a pacienților, pe receptivitatea pacienților, a părinților, de fapt. Eu am pus, spunem așa,
la cale un proiect, un plan care ar permite pacientului să beneficieze de condițiilor medicinii private, mă rog, din punct de vedere pacientului, dacă te duci la privat, este super lux, da? Adică să facem o medicină de lux cu bani puțini și practic pacienții să beneficieze de acele condiții de servicii gratuit. Mai puțin invazivă. Da, deci ce-or palpăm și apărăm deja vedem nasucul și gâcișul. Unde te duci? Nu este vorba de resurse, de gestionarea lor și de solicitare, adică modul în care se solicită. În condițiile de cabinet privat, adică serviciile medicale se solicită în mod, spunem așa, mai coerent, mai cumva mai programat, adică nu ești pus sub presiunea timpului sau supraîncărcat cu sarcini. Și atunci este cumva mai leger ca să te gândești asupra întrebării concrete și să notezi anumite nuanțe, da? Și ești responsabil direct de pacient. Am puțină experiență ce ești ținut de spital, că am lucrat și în instituții de tip staționar, în Creuleni. Da. Acolo administrația a făcut condiții extraordinar de bune. Adică comparativ, să vă spun, cu unele spitale din Chișinău, secțiile, cum este amenajată secția de pediatrie, este extraordinară. Și la spitalul Ignatienco municipal, adică sunt condiții extraordinare. Adică din punct de vedere a epidemiologiei, a igienii, a primirii pacienților, dotării, adică erau acolo câteva neajunsuri cândva când eu m-am angajat, dar toate s-au pus la punct, s-au bifat, pentru că nu poți să faci totuși deodată.